Salutare și bine te-am regăsit la ziua cu numărul 93 din 366. De ce? Pentru că în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Locul unde ajunge acel pachet este decis chiar de către voi prin comentarii, așa că aleg la întâmplare aleatoriu un comentariu care scrie un rând și o coloană disponibilă pe zid. Pentru astăzi am decis să vă arăt pachetul Smoky Beer. De cât timp aștept să deschid acest pachet, pentru că de când am văzut cutia m-a atras foarte mult designul și faptul că este așa embosat și cartonul ăsta foarte șmecher. Pe fața cutiei avem un ursuleț pe partea dreaptă cu o greblă mână, Smoky Beer, Playing Cards, pe fundal un râu, un munte și ceva norișori. Pe una dintre margini parcă scris pe o placă de lemn, Only you can prevent wildfires. Pe cealaltă parte Smoky Beer, Playing Cards, tot la fel pe o placă de lemn. Deasupra cutiei S1944. Sub cutie informații despre Art of Play și smokybeer.com, iar numele și caracterul Smoky Beer este aprobat de către USDA Forest Service. Pe spatele cutiei o să ne aștepte designul de pe spatele cărților de joc, care deja îmi place foarte mult, Art of Play Presents, cărțile astea de joc, Official Smoky Beer Playing Cards, featuring Smoky and 12 of his closest woodland friends. Mai jos ne informează faptul că sunt 52 de cărți plus 2 jocuri și designul este făcut de către Sam Larson. Hai cu cărțile de joc! Îmi place foarte mult culoarea pachetului, culoarea cărților de joc. Nu este una albă, este una mai crem, mai închisă, ceva de hârtie veche, exact cum se vede și parchetul. Aici pe cer scrie Protect Our Forests, Prevent Wildfires. Iar în mijloc, fața unui ursuleț, cu pălării din aceea americană sau canadiană și pe aia scrie Smoky. Haideți să le vedem și pe față. Pe primul joker ne așteaptă un brăduleț înalt, un pin. Joker scris pe fiecare colț, jokerii sunt identici, șasul de neagră pictat cu albastru și în centru un ursuleț cu o lopată, probabil vrea să stope focul. Only you can prevent wildfires. Îmi place foarte, foarte mult stilul de desen al acestui pachet și din nou mi se pare că seamănă cu Revolution Deck, atât de înalte, atât de bolduite partea asta de index, iar pipul mi se pare standard. Ah, și pe una dintre cărți avem asta sau? Ah, nu, doar pe doi din inima neagră avem Remember, if it's too hot to touch, it's too hot to leave. Fierbinte ca să-l atingi înseamnă că e prea fierbinte ca să-l lași acolo, deci trebuie astupat. Mi se par mai înalte pipule de aici desenate, dar acesta mi se pare standard de sub cifră, de sub index. La picture card avem niște animăluțe, uai ce mișto desenat, foarte detaliat. Avem și un vultur. Avem și cărțile roșii, iar pe 2 de rom și pe 2 de trefla avem cât un citat. Întotdeauna se grijă cu focul. Uai, dar ce puternic este roșul ăsta pe contrastul cu cum sunt cărțile. Ce fain se vede roșul ăsta, îmi place foarte mult. Și îmi place 10-le cum e desenat. Avem un raton. Un iepuraș. Și un lup, foarte drăguț desenele, avem și un cerb, râs, beveriță și trefla, foarte mișto și mare și astupă foarte mult din design și îmi plac cum sunt până în margine, până în colțuri cifrele. Pe față, dacă merge bine, vantajul se vadă foarte bine. Smoky's friends don't play with the matches, prietenii lui Smoky nu se joacă cu chibriturile. Și am ajuns și la cărțile de inimă roșie. Avem un bizon sau ce e ăsta, un iac. Ok, și o vulpe. Și cărțile de inimă roșie. Hai să vedem și citatul de pe 2. Drown steers, drown and feel it's cold. Ok. Avem o carte extra cu designul de pe cutia de cărți, de pe față. O carte de reclamă Art of Play. Și jocării. E timpul să le vedem la un evantai. Superb, îmi place cum se vede. Mă așteptam să se vadă mai bine cifrele, dar alunecă foarte bine pentru evantai. Ca și poziția sunt ca și cele standard. Puse mie mi s-a părut inițial că sunt mai în margine și puțin 10% de aici mi se părea că e mai în margine. Dar se vede superb. Îmi place cum se vede la spread. Să vedem și pe spate. Aici se vede mult mai mișto. Îmi place mult mai mult. Foarte mult îmi place această culoare și verdele și culoarea hârtiei. Să
Să vedem elevantaile cu o singură mână, cum alunecă și cum se vede. Dar alunecat nota 10, de cum se vede nota 10. Deja îmi place foarte, foarte mult pachetul. Nu știu cum o să meargă la cardistri, dar deja îmi place foarte mult. Hai să vedem la ferou. Excelent. Și acum adevărul la evantaiul dublu. Foarte frumos verdele. Superb. Deși eram obișnuit mai mult cu albastru și cu roșu pe spatele cărților de joc, verdele e o altă culoare care îmi place la nebunie. Îmi plac la nebunie aceste ramuri de pe spate. Mă enervează puțin că nu este simetric spatele cărților de joc, dar este doar în centru partea care nu este simetrică. În rest, cred că sunt la fel. Ia să fac de două ori evantaiul ca să ne prindem. Ia să mai fac o dată. Da, e la fel. Hai să le vedem și la cardistri cum arată. Superb, îmi place și asul de inimă neagră cum este el cu albastru acolo, diferit de alte cărți. Pe sus și pe jos și un pic pe lateral se simte zgrimțul roz. La dribble la o nota 8. Dar de pe colțuri o nota 9. Se apucă mult mai bine de pe colțuri. Hai să vedem și la springuri. Tot o nota 9, sunt destul de moi, chiar îmi plac, sunt controlabile pentru springuri. Hai cu hopțură și țurai, foarte mișto sare, îi mai dau încă o dată. Îmi place cum îi dă spinul, parcă stă un pic mai mult în aer. Cel puțin asta e impresia pe care mi-o lasă. Un pachet extrem, extrem, extrem de elegant pentru cardistri. Mie unul îmi place foarte mult, cu siguranță o să mai cumpăr unul pentru cardistri și unul o să-l țin de colecție pe zid. Comentariul câștigător care va decide unde ajunge acest pachet pe zid este de la Adrian Cocolici 3576. Cocolici. Pe rândul 3, coloana 12. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, 2, 3 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Impecabil stau acolo, atât vă zic, îmi place maxim. Atât pentru astăzi, dacă ți-a plăcut clipul, apasă butonul de like, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet pe zid. Abonează-te la canal dacă vrei să nu pierzi niciun episod și ne revedem mâine. Până atunci, îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!